Publicistul Emil Horezeanu a ținut vineri la Zalău o conferință despre democrație. În sala dialoguri europene a Centrului Cultural din Zalău, zeci de oameni au participat la întrunirea în care Horezeanu a ținut un adevărat curs despre democrație și despre felul în care, ca persoană, te poți integra în societatea actuală globalizată. Emil Horezeanu a vorbit de pe poziția celui care a cunoscut Occidentul înaintea majorității dintre noi, dar și de pe poziția celui care a cunoscut democratizarea României, în specificul nostru balcanic. E un exercițiu zilnic, e un exercițiu instituțional, în sensul că aici sunt foști miniștri în sală, deputați, consilieri, salut pe toți, bineînțeles, ei fac parte din formă. Are conținut democrația. E cea mai bună formă pe care ne putem închipui. Suntem atât de mulțumiți cu ea astăzi. Emil Horezeanu a arătat că în societatea actuală, pentru construirea unor democrații solide, trebuie avut în vedere tocmai ceea ce ne diferențiază. Trebuie pusă în valoare zestrea locală, particulară. Pentru că particulară, dacă în anii 70 putea să pară ca un prim pas în descoperirea generalului, în anii noștri, după anul 2000, poate chiar mai repede, ce este? Este o formă de apărare împotriva generalului. Pentru că globalizarea e o paradigmă care privește pe toată lumea în același timp.